Dimineața tuturor și bine ați revenit la Matinal. Începem o nouă săptămână împreună. Bună dimineața, Valentin. Bună dimineața, draga mea, Georgia. Ce faci? Cum ești? Spor la cafeluță. Îți urez o zi drăguță. Dimineți de colecție vă urăm. Dimineți senzaționale. Ar trebui să începem să cântăm treaba asta. Nu știu dacă o să ne lase Daniel Cafeluță. Daniel îl cheamă, nu? După aproape un an de zile, da. Georgia, în sfârșit mă invită să cânt cu ea, mă. E un moment istoric pentru mine și pentru acest matinal. Hai, și pentru această televiziune. Spor la cafe. Nu, păi stai, nu așa, mai întâi trebuie să facem o pregătire, nu pot adică să rău. Adică ce, vrei să facem vocalize? Eu când ne încălzit cine a antrenat pe post, nu da asteam, trebuie niște lecții să învăț, cum se zice, linia, sau cum zici când înveți o melodie? Păi nu, reții când asculti? Nu versurile, care le rețin. Nu trebuie să înveți ceva de acolo, niște nu, chestii de alea tehnice, dar ale voastre, la liber, muzicanți. Când ești bun, cânti la liber. Păi eu sunt bun, dar nu dovedesc asta în fiecare, nu, e dimineață. Hai că, e o vorbă. Lasă așa. Odată te invit și nu vrei. Bine, atunci o să vă invit pe voi să urmărim știrile din rubrica Revista Presei. Bună dimineața din nou. La știri de această dată. Da, tot noi suntem aici. Nu vă așteptați noi așa? Bun, haideți să mergem frumos și cu pași rapizi așa, către prima știruță de astăzi. Alimentul al cărui preț s-a dublat în 2023. Măi, și eu chiar am văzut știrea asta și chiar este mult mai scump decât era înainte. Chiar vorbeam și cu niște prieteni despre treaba asta. Este ținut în capsule antifurt în supermarketurile din România. Eu știam de obicei la un... Doamne, era să-i zic numele, la un supermarket... un supermarket de pe lângă căsuța mea, de obicei știam că este vorba de cașcaval, dar de ani de zile. Nu e un cartier rău famar, stau un dristor, dar undeva la acele supermarketuri... Ce faci, mă, cânti? Am avut o surpriză din partea colegului nostru, Cosmin. Eu când, da. Eu mă distrez în dimineața asta. Voi aveți glume de-astea fără mine, voi mă luați la mișto. Uite, mi-a pus și mie melodia. Spor la cafeluță. Bine, o să vă arătăm și vouă melodia, dar mai întâi să aflăm care e alimentul ăsta minune care ține. Este vorba de unt. Nu pot să... Da. Ba, mi-amintesc că am văzut și unt în... În antifurt? Da. Deci eu n-am apucat să văd. Poate o fi și ăla pus pe acolo, dar cașcavalul de ani de zile e acolo ținut la bine, pentru că altfel veneau băieții și... pe dreapta, deci, pe buzunar. Acesta e alimentul care s-a scumpit. Da, și se vindea în 2022 cu cel mult 10 lei, iar acum prețul, am înțeles că e undeva la vreo 16 lei. Și chiar așa este. Eu am simțit treaba asta. Adică am văzut un unt, nu mai știu cât era, 13, 14 lei. Și bă, dar de când dau eu 14 lei pe unt? Parcă s-a schimbat ceva acolo. Eu nu prea rețin general prețurile. Știu, am văzut tot timpul statistici că s-a scumpit aia. Nu rețineam exact. Nu, întrebarea mea e tu ce reții? Că mi-a zis Vali de dimineață că el nu reține nici fețe, nu reține nici nume. Deci nu, de când... reține prețuri. Când eram... Eu cine sunt? Când eram la știri, mai aveam câte o șansă, că aveam o serie de invitați pe diferite subiecte pe care îi tot învârteam noi acolo, ca invitați la știri. Aici la matinal... De când... Transmite Cosmin că reții apă. Hai cum așa ceva. Nici măcar aia, Cosmine, că eu cred la tine și îmi dau destul apă. Nu, ideea este că noi avem foarte mulți invitați aici la matinal, la care ar veni cineva astăzi să fie invitat la noi, care ne-a venit, nu știu, am trecut prin iulie. Da. Cel mai probabil o să mă duc și eu sunt Vali. Deci, prima chestie. A făcut-o de câteva ori cu câțiva dintre invitați. Și o să mai fac în continuare, vă asigur, dacă ați vedea, că am avea niște camere aici să difuzăm și ce e în spatele camerelor. Da, genial, ar fi super juicy. Hai să mergem și în concluziune, 16 lei și sunt puse bine în magazine, că altfel... Da, le pun bine acolo la păstrare. Bun, hai să mergem către o altă știre care mie mi-a dat mari bătăi de cap la vremea la... Ți-e încă zic ăștia ceva în casă, uite, mă cărezi. A fost atât de bună gluma lui Cosmin, că eu încă râd. M-ați făcut sac de box în dimineața asta și nu râdeți cu mine, râdeți de mine. Este... Nu. Așa, zi de traumele tale din copilărie. Nu din copilărie, din adolescența târzie. Programările la examenul auto în 2023, cam cât se așteaptă. Eu am așteptat prima dată după ce am dat sala, cred că vreo lună și un pic. Așa. Ca un șmecher adevărat, am picat traseul, evident. Eu am așteptat 2 zile după ce am dat sala prima dată. M-au programat așa, instant. Da, după am mai așteptat până la următorul traseu pe care l-am picat și pe dat așa vreo, nu știu, cred că o lună și un pic, ceva pe acolo. Și apoi m-am prins eu că e o schemă, nu știu să vă zic o chestie cu regim de urgență.
la DRPCIV. Da. Te duci, știți că eu am, că trebuie să plec, că trebuie să fac, am nevoie, că plec, că fac, că drec, că... Eu altă problemă am. După ce dați sala, nu mai treceți prin locuri nemarcate când ieșiți de la DRPCIV. Oh, da. Deci s-au făcut atâtea treceri de pieton, sunt atâtea semafoare. Și băieții mei tot pe acolo trec. Cred că e una chiar în față, la ieșire. Un pic mai... Trebuie să mergi fix 5 metri trebuie să mergi până după ce ești. Faci un pic așa de dreapta și... Că ideea e că de la DRPCIV trebuie să ajungi la metrou. Că tu nu ai permis să pleci acasă cu mașina. Păi da, dar atunci te duci pe trotuar în față și nu mai treci pe acolo. Doamne ajută, așa vă încurajăm și noi. Deci și pentru cei care vor să dea un pic mai de traseu, dacă aveți, bine, acum am făcut vreo fraudă, Doamne ferește. Chiar aveam niște acte care dovedeau cumva că eu am nevoie de o urgentare a examenului. Nu chiar așa, dar v-ați prins voi. Dacă aveți o chestie care să poată fi invocată drept motiv de urgentare la examenul de auto, vă prezentați frumos la un ghișeu special acolo pe care l-au domnii, arătați niște acte și brusc s-a eliberat un loc. Poi mine. Nu știu cum, nu știu cum se întâmplă treaba asta. Da, și în ziua de azi, să știi că se așteaptă destul de mult, adică nu s-au schimbat lucrurile astea. Și acum stai tot așa, ba o lună, ba două săptămâni, ba două luni, depinde de la județ la județ. Că fiecare județ are un anumit număr de cursanți și un anumit număr de oameni care vor să dea examen. Acum depinde. Cred că în București e cea mai mare problemă. Da, mereu aici, adică nu e de parcă un oraș cu o inflație incredibilă de mașini. De nu mai e loc nici pe trotuar, nu mai e loc în aer. Aerul a rămas momentan liber. Nici al meu liber, că e poluat, dar în aer momentan nu e parcată nicio mașină și nu cică lui niciuna. Deci dacă aveți elicopter, mai puteți păcăli traficul în oraș, altfel nu. Dar în București am trebuit să așteaptă undeva la vreo două luni. Da, uite, în Ilfov, timpul de așteptare este de două luni și jumătate. Iar în București, elevii trebuie să aștepte o lună. O lună în București și două luni Ilfov. Asta e, DRPCIV nu era comună și București Ilfov, sau nu mai știu cum. Nu mai știu. Nu mai țin minte, domnule, am îmbătrânit. Au trecut niște ani, la mine mai mulți, vreo 9, bați spre 10 în curând. Ce, ți-a picat FISA? De cât timp ai permis? Din ce ani? De 9 ani, de când aveam 18 ani. Și eu tot atunci am dat, dar mamă, când aveai 18 ani? Acum 9 ani. E acum 9... Nu, s-a rupt filmul. Nu, 8 ani și 6 luni, ai să fiu sincer cu... Doamne ferește, bine, și am stat de departe, dar mă sperie așa gândul. Hai, nu te mai speria. Mai degrabă ne-am speriat de știrea următoare. Cât de vechi e întrebarea? Nu, stai. Deci, o mare capitală din Europa va interzice complet mașinile vechi începând 2024 și eu o susțin în totalitate. Cât de vechi? Mașinile vechi, e un termen relativ. E vorba de, nu, la mașinile pe benzină să nu fie mai vechi de 18 ani. Dar stai, stai să zic că e Varșovia. Deci ca să ne înțelegem, este o țară care nu este foarte departe. Noi sperăm să ajungă acest curent și în zona noastră, ca să nu mai respirăm aerul ăla de diesel de la mașina din Bavaria din 93. Adică tu ai benzină, vrei să spui? Da, am benzină, da. Nu pot să mai au de tine, bine. Fie. Este de mine, că aveam diesel înainte. Și era mai economic. N-am avut diesel niciodată. Zâmbeam mai mult când mergeam la pompă, dar plângeam mai mult când mergeam la service. Se compensa, cumva, știi? Dar pentru mașinile care sunt hibrid, care sunt full electric, nu există astfel de amenințări, dragilor. Dacă aveți de gând să vă schimbați mașina și puteți apela la o astfel de soluție, mai ales dacă stați în oraș, dacă stați în oraș, pe mine nu mă interesează. Eu vă încurajez doar că stați în oraș, ca să nu-mi ușurați mie viața măcar pe acolo, 0,0000. La finalul zilei este mi, când vine vorba de Valentin. Eu, pe mine, mă ajutați-mă pe mine, faceți pentru mine. Evident, că vreau să respir și eu un aer mai curat în orașul ăsta. Zi care e capitala? Varșovia. 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 Foarte frumos. Ce, nu credeai că e capitala Poloniei? N-am zis că nu știam că e capitala Poloniei. Păi am zis că e Varșovia mai devreme! N-am fost eu atentă, m-am pierdut în detaliile tale despre diesel, benzină. Să-l atac pe ăsta, să-i zic că iar se gândește numai la el și vorbește de el. De-aia n-ai fost concentrată când ai zis că e Varșovia. Deci, benzină, stai. Mașinile diesel cu o vechime mai mare de 18 ani, deci la diesel era asta, nu la benzină. Și benzina cu vechime mai mare de 27. Okay. Concluzie pe care o poate trage oricine are nici măcar... La școală îmi trebuia să fi fost dat ca să înțelegi, este că dieselul poluează mult mai tare și mai rău decât benzina. Și nu știu cine are mașini mai vechi de 18, respectiv 27. Măi, să știi că, deși eu sunt așa un între ghilimele, un activist al condusului verde și al non-poluării în orașe și al aerului curat, și mie îmi plac mașinile de colecție, să știi. Sunt deci extrem de scumpe, dar foarte schimbarea, frumoase. Vali, în 2024 se produce această schimbare. Da, da. Păi asta se va întâmpla, da. Credeam că de anul ăsta de azi pe mâine. Nu. Din 2024. Dă și lor un an să vândă mașinile, o să le pună la vânzare pe site-urile astea, le avem și noi și au și ei probabil asemănătoare. Nu o să le cumpere nimeni. O să le vândă la români. O să le vândă la români, că la noi încă n-a ajuns treaba asta, da. Da.
Bine. Și o să le ia românii poate mai ieftin. Cine știe. Nu vă încurajăm. Lăsați-le acolo unde sunt. Știu că ai mai pregătit o știre, dar îți recomand să o păstrăm pentru mâine. Pentru mâine? Pentru mâine, da. Bine, temporală și cu vacanțe, avem timp de vacanțe. Abia a început săptămâna până la urmă. Da. Așa că tot într-o vacanță vă invităm, dar de data aceasta una culinară, pentru că, iată, Roma este destinația ideală pentru gurmanți. Platforma TripAdvisor a desemnat câștigătorii premiilor Traveler's Choice Best of the Best Destination. Clasamentul a fost decis de sute de mii de recenzii trimise pe platformă în ultimele 12 luni de către o comunitate de milioane de turiști. TripAdvisor vine în întâmpinarea celor care își plănuiesc vacanțele cu cele mai bune recomandări. La categoria destinațiilor gastronomice, Roma a fost declarată câștigătoare pentru 2023, renumit pentru pastele proaspete, pizza coapte după rețete tradiționale și gelato cremoase, Roma este unul dintre cele trei orașe italiene aflate în primele 10 locuri din lume pe care turiștii le recomandă pentru o experiență gastronomică. Pe site-ul TripAdvisor, Roma este descris ca un mozaic de piațete, piețe în aer liber și situri istorice uimitoare. Vă veți bucura de unele dintre cele mai memorabile mese din viața voastră, de la paste proaspete la înghinare prăjită, suculentă sau o tocană fragedă de coadă de bou. Roma a fost un centru gastronomic important încă din antichitate. Bucătăria era puternic influențată de cultura Greciei antice, iar expansiunea Imperiului Roman a adus numeroase obiceiuri și tehnici culinare în capitală. În perioada Renașterii, Roma a devenit un prim centru al gastronomiei europene. Bartolomeo Scappi, bucătarul papei Pius al IV-lea, a devenit faimos în 1570, când a publicat cartea Opera dell'arte del cucinare, în care enumera aproximativ 1000 de rețete și descria tehnici și instrumente de gătit specifice vremurilor. În epoca modernă, orașul și-a dezvoltat o bucătărie specifică bazată pe produsele din zona limitrofă. Include carnea de miel și de vițel, o specialitate fiind cotletul de vită acoperit cu șuncă crudă și salvie și fiert la foc mic cu vin alb și unt. Se gătește cu multă înghinare, carciofi în meniurile romane, inclusiv prăjită în ulei de măsline și, bineînțeles, spaghete cu sos carbonara. Pe locul al doilea în listă se află insula grecească Creta, iar pe locul al treilea se află capitala vietnameză Hanoi. Singurul oraș din Statele Unite prezent în listă este New Orleans. Potrivit TripAdvisor, cele mai bune destinații culinare pentru 2023 sunt în ordinea clasamentului Roma, Italia, insula Creta, Grecia, capitala Vietnamului Hanoi, orașul toscan Florența, capitala Franței Paris, metropola catalană Barcelona, Lisabona, Portugal, Italia, Napoli, Italia și New Orleans, Statele Unite. În acest an, destinațiile Traveler's Choice acoperă 6 categorii. Destinații populare, destinații la modă, destinații gastronomice, cele mai bune locuri pentru schi, destinații în natură și cele mai bune locuri pentru cultură. Ne ștergem puțin așa. Da, simt că am dat-o de gard un pic, pentru că noi acum am vrea să ne spălăm păcatele după ce am difuzat așa ceva la televizor dimineața. Sperăm că ați luat micul dejun totuși, sperăm că n-am fost chiar că dacă atât nu l-ați de luat răi. Și ați văzut imaginile astea, cel mai probabil o să luați frigiderul, urcați pe masă și vă apucați să mâncați și nu e bine. N-ar fi bine, mai ales că, uite, vrem să descoperim care ar putea fi o metodă de slăbit, fără diete extreme. Și minune pe care le găsim pe internet. Da, și fără acestea. Așa că îi spunem bună dimineața Ancăi Alungulesei, terapeut de nutriție. Bine ai venit la noi. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Și noi îți mulțumim, ne pare rău că mai devreme am dat și pizza și focaccia și paste. Nu e problemă, că fac parte din viața noastră. A, deci nu trebuie să le tăiem de tot ca nu, să slăbim? Nu, poți să le vezi, poți să zici pas. Ele există, da? Deci există și uite faptul că le și mirosim, le și vedem. La nivel de creier se activează așa un buton și ne face să le dorim. Pentru că suntem oameni și trăim prin intermediul simțurilor.
Da? Deci de fiecare dată când avem mâncare în raza vizuală, cu cât este mai apetisantă, cu atât ne-o dorim mai mult. De ce? Pentru că există o parte a creierului nostru primitiv sau creierul flămând, cum îl numesc eu, care de fiecare dată când este expus mâncării și o dorește. Se teme dragul de el că nu voi supraviețui, că va dispărea mâncarea de pe lumea asta, dar noi știm că mâncarea există peste tot. Aha, deci de acolo pleacă totul. De acolo din pleacă adâncurile... tot. Exact, din adâncurile minții noastre. De fapt, de multe ori nici nu ne e foame dacă stăm să exact, ne gândim. Așa este. Dar apropo de tema noastră de astăzi, este foarte important să facem un pic distinția între ce înseamnă dietă cu adevărat și ce am ajuns noi să credem că este dieta. Pentru că atunci când spunem, eu intru de mâine la dietă, deja se aprinde așa ca un buton de alarmă care te activează. Pentru că dieta este ceva periculos pentru creierul flămând. Dieta înseamnă restricții, dieta înseamnă că nu am voie să mănânc orice, oricând și la orice oră, dieta înseamnă că mie nu o să mai-mi placă să ies, de exemplu, la restaurant sau să socializez cu prietenii, pentru că ei mănâncă orice și eu nu am voie. Deci, practic, dieta în mintea noastră a ajuns să devină așa un fel de bau-bau, care ne introduce într-o panică de supraviețuire. Ori nu e așa. Dieta în speț înseamnă să ai un stil de viață. Da? Acum, dacă ar fi să vă întreb pe voi, voi ce stil de viață aveți? Vai, am de destul de echilibrat. Uite, eu nu pot să zic, aoleu, am o singură problemă. Comand seara, mănânc mic dejun, uh-huh. Mănânc mic dejun sănătos, mănânc prânz, mănânc uh-huh. Poate și o gustare. Cine... Bun, deci tu ai un stil, George, da. Asta e foarte important. Tu, Vali, ai un stil? Da, și eu dimineața mănânc sănătos și mult. Uh-huh. Și trebuie mult. Știu că e cea mai importantă masă, am auzit. Acum da, e un pic de mit, dar trecem peste. Ok. La prânz, pot să zic, ciorbă plus felul 2. Rare ori desert. Uh-huh. Și seara se mai întâmplă să ajungi la o șaurmeni. Se mai întâmplă să... De ce oare ajungem seara în postura asta aceasta? Asta vreau și eu să știu. De ce? Pentru că în timpul zilei, poate alegerile pe care le facem nu sunt tocmai cele potrivite pentru corpul nostru, pentru nevoile nutriționale ale organismului nostru, pe de-o parte. Pe de altă parte, odată cu venirea serii, de fapt, noi ne gândim în felul următor. Pe tot parcursul zilei, consumăm din rezervorul intern de autocontrol. Da? De autocontrol este legată voința și ambiția noastră. Majoritatea persoanelor care sunt în proces de slăbire sau care intră de astăzi la dietă spun, eu nu pot să țin pentru că nu am ambiție și voință. Și este adevărat. Doar că nu ne bazăm pe ambiție și voință ca să respectăm anumite decizii pe care le luăm în legătură cu alegerile alimentare, pentru că nu de acolo vine răspunsul. Până seara, tu nu mai ai resurse interioare ca să respecti anumite alegeri sau decizii pe care le-ai făcut dimineața la prima oră când te-ai uitat în oglindă și ai zis, gata, de astăzi nu mai mănânc pâine sau dulce. Da? Deci eu sunt convinsă că în momentul în care tu ții angajamentul față de tine, tu crezi lucrul acesta și vrei să respecti. Doar că nu poți. De ce nu putem? Pentru că pe parcursul zilei ne risipim în toate aspectele vieții noastre, care sunt mari consumatoare de energie și iată când vine seara și ajungem în confortul casei noastre, nu mai avem de unde să dăm resurse. Efectiv, nu mai ai de unde. Și atunci alimentăm? Pici. De unde alimentăm rezervorul ăsta? Al voinței, păi, în primul rând, e nevoie să facem această distinție și e nevoie să înțelegem că a fi la dietă ar trebui întâi și întâi să ne schimbăm perspectiva despre ce înseamnă mindset-ul acesta de dietă. Atâta timp cât tu continui să vezi dieta ca pe ceva care te restricționează, ca pe ceva care ți-a plăcerea vieții, de exemplu, vei continua să fii în mindset-ul de dietă și mintea va înțelege că ori de câte ori tu intri la dietă, ești pe un mare minus. Adică îți iei ceva care ție îți aduce multă plăcere și pui în loc ceva care îți creează un mare disconfort, adică să mănânci sănătos, să faci alegeri echilibrate. Și atunci se creează un dezechilibru la nivelul minții noastre. Și evident că mintea nu ne va sprijini. Ce înseamnă să ne schimbăm mindset-ul de dietă? Să-i dai întotdeauna cu plus, adică alegerile pe care le faci sau stilul alimentar pe care vrei să-l îmbrățișezi, să-ți transmiți constant mesaj că e ceva care te ajută, din care tu ai de câștigat. Deci dacă tu integrezi niște reguli, dacă tu devii un pic mai disciplinat cu alegerile alimentare, pentru că avem nevoie de o disciplină și aici nu doar când respectăm regulile de circulație, apropo de condusul pe șoselele din România sau din lume, cu toții e nevoie să respectăm niște reguli ca să funcționăm în societate. Și când vine vorba despre farfuria cu mâncare, ar trebui să aplicăm niște reguli. Altfel, este haos. Și haosul se va vedea pe noi, adică pe numărul de kilograme sau în starea de sănătate.
Da? Deci să integrăm niște reguli, dar să o facem cu bucurie, adică să înțeleg ce am eu de câștigat dacă fac și respect aceste reguli. Ele nu trebuie să-mi schimbe viața, dar trebuie să fie niște lucruri micuțe pe care le pun în practică zi de zi și de la care nu mă abat. Cum putem să schimbăm acest mindset? Mă gândesc că la vârste mai înaintate este mai dificil, dacă până la 18 ani am mâncat nesănătos și haotic. Poate e mai ușor să-mi schimb mindset-ul decât dacă am făcut treaba asta până la 40 de ani, mă gândesc. Să știi că din perspectiva mea, din punctul meu de vedere și zic din practica profesională de până acum, am observat că este tocmai invers. Abia după 40 încolo, începem să ne schimbăm cu mai multă ușurință. De ce? Pentru că ne dorim să ne deschidem și către alte perspective. La 18 ani mănânci și ideea pe care o ai este că dacă te-ai îngrășat un pic sau dacă ai făcut abuz, trece și imediat. Da, exact. Și atunci, în două zile de nemâncat, practic ți-ai rezolvat lucrurile de dinainte. Ori la 40, 50, 60 de ani nu mai merge așa. De ce? Pentru că corpul ține socoteala. Și se văd rezultatele acțiunilor mele anterioare, adică încep să scârții, pe românește. Te doare în dreapta, în stânga, încep să te deranjeze numărul de kilograme, nu le mai dai cu atât de multă ușurință jos, încep să-ți adresezi întrebări și vrei să schimbi lucrurile în profunzime. Deci schimbarea, din punctul meu de vedere, se face mai ușor de la o vârstă încolo decât la 18, 20 de ani, 25 de ani, când nu prea-ți stă mintea la aceste aspecte. Când sănătatea ți este ceva dat și implicit greutatea și nu vrei neapărat să faci ceva să o păstrezi, pentru că nu înțelegi poate asta. Uite, eu aș vrea să știu cu ce ar trebui să începem, pentru că de multe ori ne supraaglomerăm cu lucruri pe care vrem să le facem la început de dietă. Ar trebui să ne ocupăm de somn, poate prima dată, înainte de alte procese? Nu cred că există neapărat o regulă pe care să o aplicăm cu toții și să funcționeze, dar ce ar ajuta pe toată lumea este să ne uităm așa cu obiectivitate și cu, să ne uităm corect și cinstit în stilul meu de viață, că până la urmă stilul alimentar face parte din stilul de viață. Când vine vorba despre greutatea optimă, când vine vorba despre sănătate, evident că sunt mai multe componente care formează acest stil de viață. Pe de o parte avem alegerile alimentare, pe de o parte avem calitatea somnului, calitatea hidratării, deci cât mă hidratez, dar cel mai important din punctul meu de vedere este igiena mentală și emoțională. Atâta timp cât nu punem aspect, când nu punem accent pe acest aspect al vieții noastre, putem să mâncăm oricât de sănătos ne dorim, putem să dormim oricât de calitativ, rezultatele nu vor fi cele așteptate sau nu vor fi pe măsura efortului meu. Deci e nevoie să integrăm toate aceste aspecte, igiena mentală și emoțională. Și în momentul în care te uiți așa corect și cinstit la stilul tău de viață, știi de unde să pleci. Adică ce ar trebui să îmbunătățești? Poate lucruri în alegerile alimentare, poate ar trebui să acorzi mai multă importanță somnului, pentru că ce să vezi? Dacă nu dormi suficient, nu ești la o greutate optimă. Pentru că dacă nu dormi suficient, a doua zi, a treia zi, a patra zi, te trezești așa într-un carusel al unor alegeri alimentare nefericite și nu prea înțelegi de ce nu te saturi, de ce ai poftă de dulce, de ce îți vine să mănânci pâine în continuu și așa mai departe. Pentru că creierul nostru vrea să ne ajute să supraviețuim cu orice preț. Și atunci, dacă tu nu ai acordat atenție somnului, uite, la 18-20 de ani nu prea acorzi, că nu e asta scopul principal al vieții tale, să-ți dormi tinerețea, da? Și e normal să fie așa. Și atunci, organismul va merge către o altă sursă de energie. Cum se duce acolo? Împinge creier. Creierul zice, păi ok, vale, dacă n-ai dormit vreo 3 nopți la rând, ia du-te tu ușor așa, mănâncă niște dulce, ronță ceva, mănâncă niște paste, pune mai multă pâine lângă farfuria cu mâncare. Puneți două, trei sosuri să aibă gust? Exact, ca să ții energie rapid. Pentru că toate aceste categorii de alimente ne oferă o sursă rapidă de energie. E ca și cum telefonul meu e descărcat, mă duc și îl bag în priză. Este și un stereotip din acesta că fetele când trec într-o despărțire, ciocolată și înghețată. Nu e adevărat. Nu e asta stereotipul. Depinde de fete. Și depinde de despărțire. Așa e în filme, cel depinde puțin. Depinde de cine te-a despărțit. Nu, fetele arată mai bine după ce se despart. Și asta e adevărat. Asta e părerea mea personală. Evident că depinde de fete, dar să știi că da, majoritatea cumva își neacă amarul despărțirii în dulce. De ce facem asta? Pentru că așa cum am fost creați, da? Cum ne-a lăsat Doamne, noi avem o minte care
este condiționată, deci un creier care este condiționat și programat să găsească în mediu sursele de zahăr. De ce? Pentru că zahărul înseamnă supraviețuire. Pentru că zahărul mărește corpul, pentru că zahărul îți oferă plăcere, pentru că zahărul îți oferă dopamină. Dopamină înseamnă recompensă la nivel de creier. Și în momentul în care tu te-ai despărțit, ai nevoie, da, așa inconștient, să te duci undeva și să-ți iei doza de dopamină. De ce? Că poate te-a părăsit iubitul sau nu știu ce s-a întâmplat acolo. Dar ai nevoie să te încarci la ceva care îți reconfirmă ție că e totul în regulă cu tine. Și da, zahărul, dulcele în general, are acest efect asupra noastră. Deci la orice supărare suntem mai predispuși să suntem mai predispuși. Dacă avem poate de câteva luni, un an, un stil de viață mai sănătos, să revenim la ce era suntem înainte. Predispuși, dar asta nu înseamnă că este așa ca un blestem care trebuie să ne conducă toată viața. Pentru că una peste alta suntem ființe superioare, așa ne place să credem. Avem o parte a creierului care ne poate conduce viața către frumos și bine. Adică să nu ne lăsăm conduși doar de partea aceasta a supraviețuirii, doar de partea emoțională a creierului nostru. Avem un cortex prefrontal care poate să ne conducă astfel încât să facem cele mai potrivite alegeri pentru noi înșine. Evident că toate fetele care plâng după o despărțire știu foarte bine că dacă mănâncă un borcan de înghețată sau de ciocolată, nu vor intra iarăși în fluxul relației cu fostul partener sau nu va apărea un partener peste noapte. Asta este doar o păcăleală, toată lumea știe. Doar că în momentele acelea simțim nevoia să ne mai recompensăm un pic, da? E de fapt un gol interior pe care simt nevoia să-l umplu cu ceva bun. Acest ceva bun la nivel de creier declanșează un foc de artificii. Uite, aș vrea să te întreb cât de important e să ne ascultăm corpul, pentru că eu cred că voi m-ați auzit până acum, dar le spun și celor de acasă. Îmi chiore mațele de foame, am mâncat la o anumită oră, dar acum ar fi timpul pentru o gustare. Spre exemplu, mie asta îmi spune corpul acum. Uite, aveam niște nuci, dar n-ai vrut de dimineață. N-am vrut, o să le vreau mai încolo. Este foarte important să ne ascultăm corpul, însă putem să facem lucrul acesta abia când ajungem în conectare cu el. Pentru că de foarte multe ori corpul nostru ne dă niște semnale care pot fi semnale false. Ne dă semnale pe baza acțiunilor pe care eu le-am tot făcut și repetat zi de zi până acum. Și atunci tu simți senzația de foame la nivelul intestinului, auzi ghiorăitul acolo, da, deci zgomotul, te gândești că ți este foame. În mod real s-ar putea să nu-ți fie foame, mai ales dacă ai mâncat micul dejun și dacă a fost un mic dejun destul de consistent. S-ar putea să fie emoțiile momentului pe care tu îl trăiești acum, faptul că apar la televizor, că ești în direct, că faci ceva care cumva te scoate din zona de confort. Creierul doar transmite mesaj de supraviețuire. Da? Deci acum funcționează la tine cortizolul și adrenalina mai degrabă decât senzația de foame. E foarte important să știm să diferențiem. Așa este. Semnalele pe care ni le absolut, dar da, corpul întotdeauna ne spune nevoile pe care le are, dar trebuie să ajungem în punctul în care suntem în simbioză cu el și știm să-l auzim și să punem în practică ceea ce ascultăm. Anca, te invităm să revii la noi și să mai povestim. Cu mare drag. Sunt convinsă că ai deschis un alt fel de capitol pentru cei care ne urmăresc în această dimineață. Mulțumesc de invitație. Mulțumim și noi. Mergem și în zona informării, așa ce, că... Ce, v-a ajuns de vista presiei? Nu cred. Nu cred nici eu, așa că vă invităm pe această cale să mai aflați câteva știri. Rata divorțurilor în România a crescut semnificativ. Bucureștiul este pe primul loc în ceea ce privește rata despărțirilor. Aici au loc peste 2600 de divorțuri pe an, ceea ce înseamnă 7 în fiecare zi, potrivit unui studiu publicat de Institutul Național de Statistică. În primii ani după Revoluție era circa un divorț la 6 căsătorii. În momentul de față, cel mai mic număr de divorțuri a fost în Covasna. Acolo s-au înregistrat doar 227 de divorțuri, iar în Vâlcea 205 divorțuri. De asemenea, ponderea divorțurilor cauzate de violența fizică a crescut în pandemie, chiar dacă numărul total al divorțurilor a scăzut în 2020. Specialiștii INSE spun că a scăzut numărul persoanelor căsătorite. La bărbați avem o scădere de la 4,8 milioane la 4,5, iar la femei de la 4,86 milioane la 4,6 milioane. Tendința despărțirilor este într-o continuă scădere. În 2021, în trei județe s-au înregistrat peste 1.000
1000 de cazuri de divorț, respectiv în Constanța, Iași și Prahova, iar în București s-au înregistrat 2600 de cazuri de divorț. Asta înseamnă 9,6% din numărul total de divorțuri înregistrat la nivel național. Psihologii spun că tinerii cu vârste între 35 și 45 de ani ajung cel mai repede la despărțire, iar motivele separării acestora sunt diverse. Mai precis, în cele mai multe cazuri ar fi vorba despre infidelitate, diferențele între stiluri parentale, problemele financiare sau sentimentul că nu sunt iubiți și apreciați. Psihologii spun că secretul căsniciilor lungi variază de la cuplu la cuplu, dar cel mai adesea sunt menționate comunicarea și respectul reciproc. Țara noastră este fruntașă la capitolul cheltuieli. Nu o spunem noi, ci sunt datele celui mai recent sondaj făcut de Eurostat. Astfel, potrivit statisticilor, o gospodărie din România a cheltuit în 2021 aproape 25% din totalul veniturilor pe alimente și băuturi non-alcoolice. Potrivit Biroului European de Statistică, românii sunt cei care cheltuie cel mai mult dintre toate statele europene. La nivelul Uniunii, media cheltuielilor pe alimente depășește 1.000 de miliarde de euro, echivalentul la 7% din PIB-ul total, în timp ce media din totalul veniturilor se apropie de 15%. Pe următoarele locuri, la gospodăriile din Uniunea Europeană care au cheltuit cel mai mult, se află Lituania, Bulgaria, Estonia, Polonia și Slovacia, toate cu pondere aproximative de 20%, urmate de Grecia cu 18%. De partea cealaltă, cele mai mici ponderi au fost înregistrate în Irlanda, Luxemburg, Austria, Danemarca și Germania. În ceea ce privește cheltuielile pentru băuturi alcoolice, în 2021, gospodăriile din Uniunea Europeană au cheltuit 128 miliarde de euro, adică aproape 1% din PIB. Aceasta reprezintă 1,8% din cheltuielile lor totale de consum, aceeași pondere procentuală ca în 2020. La această categorie, România s-a clasat pe locul 11, sub 3% din totalul veniturilor. Țările de pe primele locuri sunt Letonia și Estonia cu aproape 5%, iar pe ultimele locuri sunt Grecia și Italia cu un procent de 1%. Și în anul 2020, românii au fost campioni la cheltuielile pe alimente cu un procent de aproape 27% din totalul veniturilor. Cazierul judiciar este disponibil online de la data de 1 februarie prin accesarea aplicației sau a paginii de internet ghiseul.ro și pe hub.mai.gov.ro, care este hub online dezvoltat la nivelul Ministerului de Interne, a anunțat ministrul digitalizării Sebastian Burduja. Începând cu 1 februarie 2023, cetățenii au posibilitatea să obțină cazierul judiciar direct online de pe hub-ul MAI sau de pe ghiseul.ro. Am introdus pentru ca oamenii să aibă acces mai facil de oriunde și oricând la acest serviciu. Persoanele fizice din România care au nevoie de cazier judiciar îl pot solicita direct din aceste aplicații. Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică vor fi semnate cu semnătură electronică calificată și vor fi asimilate înscrisurilor originale. Actul judiciar se poate elibera pe loc sau în cel mult 3 zile de la data solicitării. În vederea obținerii mai ușoare a cazierului judiciar este această opțiune de a îl obține online, de pe internet, iar oamenii cu siguranță vor apela la acest serviciu. Deja avem solicitări în acest sens, doar în prima zi au fost mii de solicitări în acest sens. În primele ore de la operaționalizarea platformei și până la ora 15 au fost create 3.590 de conturi noi de utilizator în platformă, dintre care 3.284 prin ghiseul.ro și au fost numai 132 de cereri la ghișeele Poliției Române. E foarte bine, orice se poate scoate online e perfect. Da, am citit, este foarte bine. Economisim timpul. Da. E mult mai simplu. Cazierul judiciar este un document care arată situația judiciară a unei persoane. În acest act pot fi trecute după caz condamnări sau măsuri penale, proceduri procesual penale sau administrative.
Veste bună pentru tineri. Programele de creditare Family Start și Student Invest vor fi îmbunătățite. Anunțul a fost făcut de către ministrul familiei Gabriela Firea. Îmbunătățirea va consta în creșterea sumelor acordate și vârsta solicitanților, acordarea posibilității achiziției oricărui tip de autoturism, nu doar cu 7 locuri, extinderea categoriilor persoanelor eligibile cu medicii rezidenți, masteranzi, doctoranzi. Creditele cu garanția statului și dobânda plătită de Ministerul Familiei au fost extrem de solicitate în ultima lună a anului 2022. Astfel, până la sfârșitul lui decembrie, au fost acordate aproape 500 de credite pentru studenți și 150 pentru familii la început de drum. În total, garanțiile plătite de stat pentru aceste credite se ridică la circa 30 de milioane de lei. Romina nu se dezice nici măcar în sfântă zi de luni. Da, se întâmplă multe lucruri prin țară și e nasol, mai ales pe la munte, cu zăpezuri de-alea mari, cu zăpaduri, cum se zice, cu avalanșe. Cu avalanche, cu de-alea, cu ce se întâmplă pe acolo. Bună dimineața, Romina! Bună dimineața, Romina! Bună dimineața, dragilor! Nu am vești tocmai bune pentru că gerul își face apariția în această săptămână și vremea se menține destul de rece în toată țara. Așa cum v-am spus, va fi ger noaptea și dimineața, mai ales în regiunile intracarpatice, dar pe arii mai restrânse și în restul teritoriului. Așadar, este în vigoare și un cod galben de viscol și vânt puternic. În Carpații meridionali, în cei orientali, local și temporar, va mai ninge. Vântul va avea intensificări cu viteze în general de 60-70 de km pe oră, iar la altitudini de peste 1700 de metri, rafalele vor depăși 80-90 de km pe oră, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar în jumătatea de sud a Moldovei și în Dobrogea vor fi intensificări temporare ale vântului cu rafale în general de 50-70 de km pe oră. Această avertizare va fi valabilă până diseară la ora 20. Se vor înregistra temperaturi maxime negative, valorile termice se vor încadra în general între minus 6, se vor atinge prin Miercurea, Ciuc și în Brașov și vor ajunge până la 3 grade Celsius prin Oltenia, iar cele minime ajung chiar până la minus 14 grade Celsius. Izolată se va forma ceață cu depunere de ghiciură. În București se menține vreme răcoroasă, cerul va fi temporar noros și trecător va fulgui, vântul se menține activ, vom resimți valori mult mai mici, așadar în termometre vor fi 2 grade Celsius și mâine și poimâine va fi frig în continuare, mâine își va face puțin apariția soarele, dar temperatura rămâne tot la 2 grade, iar miercuri vor fi înorări și ceva condiții de fulguială, vântul mai are unele intensificări și maxima nu va depăși 2 grade Celsius. Acestea sunt informațiile pentru moment, ne revedem mai târziu cu mai multe detalii. Mulțumim, Romina, pentru aceste vești. Mai rele, mai bune, mulțumim că le-am aflat. Că da, e foarte important să avem informații. Și ar trebui să ne mai informăm într-un sector, și anume când vine vorba de zodii. Ce se mai întâmplă cu viața noastră? Luni, o zi ideală. Cu viațelor noștri. Cine știe? Hai să ascultăm pe Olivia. Bună dimineața! Berbecii încep săptămâna cu dorința de a face lucruri și mai ales de a schimba o rutină care devine plictiseală. Astfel că animă spiritele și provoacă pe cei din jurul lor să aducă ceva nou în viața lor. Taurii își doresc să fie mai creativi. De fapt, ei sunt creativi, dar își doresc să pună mai mult în practică acele activități care le plac, în care se simt bine. Gemenii au idei îndrăznețe pe care le pun în practică întâi acasă. Odată ce se conving de rezultat, le prezintă și celorlalți. Au toate șansele să surprindă plăcut cu ele. Raci încep săptămâna cu dorința de a face lucruri, dar au nevoie de o listă clară de priorități. Lipsa acesteia poate să aducă pierderi financiare. Leii au înțeles ce schimbări au nevoie să aducă în viața lor, așa că, îndemnați de elementul foc, trec la treabă. Dintre toate zodiile, ei înțeleg cel mai bine leadership-ul personal. Vrei ceva? Te duci și ție. Fecioarele au nevoie de o mai bună organizare a activităților profesionale. Dorința de a nu refuza nimic le-a condus la o supraîncărcare pe care trebuie să o gestioneze acum. Pentru balanțe, săptămâna începe încet și liniștit. Nu vor să se grăbească, ba chiar evită pe cât pot intervenția celorlalți.
distragerea este cea care îi destabilizează acum pe nativi. Scorpionii găsesc sprijin acasă. Acasă este locul de unde se încarcă cel mai mult cu energie, își cunosc resursele și capătă claritate în privința acțiunilor viitoare. Săgetătorii au nevoie să se implice la serviciu, să-și dovedească talentele și totodată să îi implice și pe ceilalți. Au abilități de lider și ar fi o pierdere pentru organizație să nu le folosească. Pentru Capricorni, săptămâna începe cu dorința de a acționa. Nativii au schimbat obiectivele. Se bazează mai mult pe propriul feeling și mai puțin pe părerile celorlalți. Vărsătorii înțeleg multe lucruri care țin de ei. Ce le place, cine le place, ce locuri le plac și mai ales ce experiențe își doresc în viitorul apropiat. Peștii au nevoie să își dozeze resursele astfel încât să nu mai ajungă în zona de încărcare de urgență cu energie. Este bine să pună limite acolo unde simt că se pierd, iar dacă au situații care îi provoacă în continuu, este bine să iau o pauză. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. Da, am înțeles. N-am înțeles nimic. Niciodată. Măi, nu ești stânzită la Dumnezeu lăsată. Da. Să urmăriți noi primul horoscop. Primul horoscop, da, avem o scuză foarte, foarte bună de data aceasta, pentru că ni s-a alăturat prietena noastră dragă, medicul somatolog, Sorina Stroie. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc! Avem noi treabă cu ascultatul zodiilor când apar lângă noi. N-apuc să aud niciodată. Mai ales că eu sunt prima, știi? Bine, adică e mai greu când ești primul. Pe post horoscopul și vorbeam noi toate prostiile de pe planeta asta. Da, am încercat să o învățăm și noi pe Sorina câte ceva, având în vedere cât de multe informații bune ne aduce ea de fiecare dată. A fost un real câștig. Nu e așa? Bun, astăzi povestim despre efectul medicamentelor asupra dinților și uite aici chiar nu m-aș fi gândit că există contraindicații. Am înțeles cu vinuțul, cu alimentele colorate, dar cu alimentele și medicamentele... Tari. Da, și cu medicamentele, bineînțeles. Prima și cea mai afectată, să zic așa, grupă de vârstă este vârsta a treia, pentru că acolo avem multe medicamente de tipul celor folosite în tratamentul hipertensiunii arteriale, al diureticelor, al medicamentației anticolinergice folosite în incontinența urinară, care au un efect extrem de neplăcut, respectiv xerostomia, adică senzația de uscăciune a gurii. Scade fluxul salivar și impactul este extrem de neplăcut pentru pacient, mai ales dacă vorbim de purtători de proteze, pentru că la vârsta a treia se întâmplă și asta, din păcate. Deja inserarea și chiar și purtarea protezei dentare devine destul de anevoioasă. Apoi avem o continuă senzație de sete, poate să apară și halitoza, un miros neplăcut pe care îl emanăm, ca să zic așa, iar dinții devin din ce în ce mai expuși atacului carios, pentru că, așa cum vă tot spun de când vin aici, saliva e foarte importantă, ea este ca o armură pentru dinți care îi protejează. Când ea scade, ca și flux, sigur că dinții devin mai susceptibili. Uite și la ce mă mai gândesc, siropul de tuse și tot medicamente. Este și e foarte rău că îl și procurăm cu mare ușurință de la orice farmacie, fără să avem nevoie de rețete, dar are un conținut mare de alcool și de zahăr de obicei, ceea ce, mai ales în asociere, are un efect foarte prost asupra dinților. Practic vorbim tot despre carii și în paralel și de eventuale eroziuni. Alcoolul are acest efect asupra smalțului dentar. Deci e bine, sigur, e util siropul de tuse, nu putem să-l eliminăm, însă este bine să spălăm dinții după ce l-am folosit, astfel încât măcar să nu rămânem cu acea peliculă aderentă la nivelul dinților. Am gândit să nu bem din sticlă, să luăm cu lingurița și să... fără să-l mai... Bem siropul cu paiul, Vali. Ar fi o variantă, nu? În general, oricum îl folosim cu predozajul lui, cu care a fost comercializat, da? Că e linguriță, că e serică. Nu mai iubeam din sticlă, înseamnă. Nu, iubeam din sticlă. Contează și cantitățile. Corect. Eu aș vrea să știu dacă persoanele care au arsuri gastrice au și un efect advers asupra dinților din cauza asta. Mă bucur mult că m-ai întrebat. Nu vorbim de medicamentație, deci medicamentația care se oferă în tratament nu are un efect neplăcut asupra dinților, însă atunci când avem un reflux gastroesofagian sau o gastrită sau în orice fel ar fi un pH acid care vine din interior, din stomac, asta e foarte relevant și pentru dinți. De ce? Pentru că asigură acest mediu acid constant la nivelul gurii. Și atunci, din nou, smalțul este supus eroziunii. Dacă avem și obiceiul minunat de a spăla dinții imediat după ce am mâncat, atunci când pH-ul este cel mai acid și spălăm cu foarte multă
Simți de răspundere, exact. Așa, să se simtă ce am făcut. Exact, atunci îi prindem în cel mai sensibil punct al lor și tocim cu și mai mare drag și spor. Deci lăsăm întotdeauna jumătate de oră după ce am mâncat ca să se neutralizeze acest pH și sigur când e vorba de pH acid, de reflux, de gastrită, de orice fel de afecțiuni gastrointestinale ar fi, ne adresăm și medicului gastroenterolog pentru a reuși să neutralizăm acest pH. Pastilele de subt, ele cum sunt? Păi bune, pentru că au și ele un rol în viața noastră. Pentru gât. Dar colorează în general, dacă au coloranți, uite, de exemplu, nu chiar apropo de pastile de suc, dar fierul, care este deseori administrat din cauza carențelor din dieta noastră, are drăguțul rol de a ne colora dinții în negru. Sigur, aceste colorații se îndepărtează, dar sunt extrem de neplăcute până la momentul în care ajungem la medicul dentist. Deci, iarăși, ideal să nu lăsăm pelicula aceea pe dinți. Când știm că avem de-a face cu medicamente care ne colorează dinții, încercăm să-i și curățăm. Mai sunt suplimente alimentare solubile. Mă gândesc la acea vitamina C pe care o dizolvă în apă. Vitamina C și asigur, după cum îi spune și numele, asigură un mediu acid, dar este foarte benefică, e foarte bună de avut în dieta noastră zilnică. La fel, încercăm să clătim gura cu un pahar cu apă, dacă poate nu avem întotdeauna la îndemână metodele de a ne spăla pe dinți, dar chiar și un clătit energic sau mestecatul unei gume fără zahăr cu xilitol ar fi de asemenea o resursă de succes și la îndemână pentru toată lumea. Dar ok, asta care se dizolvă, o bei. Dar pastiluțele acelea, tip vitamine, pe care le înghițim sub formă de pastilă, ele au vreun efect nasol? Nu, acelea asupra dinților nu. Deci cât nu intră în contact cu cavitatea bucală prea mult? Ideea e ce rămâne mult timp, se mestecă, se suge, practic rămâne în contact prelungit cu suprafețele dentare. Mai vreau eu, nu știu dacă vreți să mă întrebați, dar vreau eu să spun despre chestia asta. Pentru că la noi în țară e o boală cu aspirină. Dar cine nu e aspirină? Știți voi pe cineva? Eu n-am aspirină, uite. Nici eu n-am aspirină. Ești tânără. Mai ales după o anumită vârstă, iarăși aspirina este un prieten de nădejde. De multe ori, sincer, în opinia mea, a luat chiar și după ureche, nu neapărat prescris de medic. Dar e foarte important de știut că aspirina sau medicamentele anticoagulante au un efect și asupra noastră ca și dentiști, în sensul că orice manoperă sângerândă nu trebuie făcută sub tratament cu aspirină sau anticoagulante. Deci întotdeauna anunțăm medicul, chiar dacă poate aspirina pare așa ceva neglijabil despre care n-are sens să mai amintim, pentru că e banal, nu, e foarte important să spunem, altfel ne trezim la o extracție cu o sângerare prelungită pe care o controlăm cu mare greutate. Noi românii, așa ca nație, mai avem niște scheleți în dulap sau mai bine ce în sertar. Antibioticul. Cum am strănutat de 2-3 ori? Păi de ce să mă ia tare răceala? Decât să iau o vitamina C și să beau un ceai. Mai bine iau eu, încep un pic așa 2-3 zile de antibiotic ca să-mi revin. Așa e. Și sunt două probleme aici. Unu, mulți își tratează și copiii la fel, ceea ce nu e ok. Doi la mână, ne-am luat antibiotic, după 2 zile este mai bine, l-am întrerupt, că cer o stare să-l mai luăm. Nimic mai greșit, antibioticul folosit incorrect, adică în dozaj sub cel minim prescris, are efectul de a ne face mai puțin reactiv data viitoare când îl vom folosi. Deci e foarte important, dacă totuși am decis, fie sfătuiți de medic sau chiar și după propriul nostru simț, să începem un tratament cu antibiotic, să-l continuăm până la un minim de 5 zile în general. Cât despre acest luat după ureche, sigur, nu e indicat. Ar fi de preferat să discutăm întotdeauna cu un medic și mai ales copiilor să nu le dăm imediat antibiotic la primul strănut. Dinții noștri au de suferit sau nu interacționează atât de mult? Cred că atunci când venim la o extracție ar putea fi o problemă, nu? Nu, problema principală este cu ciupercile pe care în general le facem din cauza tratamentelor cu antibiotic și pe care le facem pentru că nu prevenim, nu luăm antimicotice odată cu antibioticul. Uneori medicii nu prescriu, se bazează pe farmacie, că va prescrie ea și atunci cumva pacienții rămân fără să mai ia acest antimicotic și descoperiți, să zic așa. De multe ori nu luăm nici pansamentul gastric, la fel. O altă problemă, da. Și antibioticele însoțite de antiinflamatoare puternice și mai ales luate la lungă, așa până când într-un final ne decidem să mergem și la medic, că am luat prea mult antibiotic, au un efect extrem de nociv și asupra stomacului. Scuză-mă. Te rog. Mă gândeam că mai sunt și medicamente, între ghilimele, pe care nu le luăm de la farmacie. Știu eu. Ia zi, tata mi-a zis, nu, tata mi-a zis că și-a luat turmeric și nu știe cum să-l facă ceai. Și am stat și am căutat informații despre turmeric și s-a demonstrat că și turmericul este un anticoagulant și ar trebui să renunțăm la el cu 2 săptămâni înainte de operație.
Da, totuși face parte din sfera homeopatelor sau tratamentelor naturiste. Acum, evident, consumate la lung și constant, efectul lor se însumează și devin competitive cu efectele medicamentelor. Dar dacă vorbim de consum de agrement, să zic așa, nu cred să fie o problemă. Dar despre lămâia cu zahăr? Sau miere. Excelentă. Mai bine genial, miere. Mai bine miere, oricum, dacă trebuie să alegem, că totuși lămâia e acră, mai bine folosim miere decât zahăr și iarăși, da, e o plăcere, e un obicei, dacă ne gândim și la ceaiuri, cerurile ne putem consuma ca atare, nu? Dar e important să ne și spălăm. Adică nu putem exclude anumite ingrediente din viața noastră doar pentru că sunt nocive, dar e important să gestionăm efectele lor secundare într-un mod corect. Deci de câte ori știm că am călcat așa un pic pe lângă, ne și spălăm dinții cu atenție. Uite că ne povesteai mai devreme despre aspirină și sângerări pe care nu le mai putem controla atât de ușor. Laptele ce efect are în momentul în care avem o extracție de tartraj care a fost un pic mai agresiv? Nu mai știu ce se spunea despre el, dar știu cum mi-a zis domnul doctor că n-ar trebui să beau lapte. Populează bacterian mult și atunci, după detartraj, nu știu, poate așa să fost primul într-o viață și de o consistență extraordinar de mare, dar după extracție nu se recomandă în prima zi, la fel ca și produsele lactate la modul general, brânzeturi și așa mai departe, pentru că populează bacterian mult și atunci noi avem o plagă deschisă pe care inițial o lăsăm să se vindece. Aha. Ok, acum am înțeles. Doamne, și eu ar trebui să-mi fac o extracție. Doamne, să stau eu fără iaurt, lapte sau brânză, nu pot să-mi gândesc treaba asta. Nu e așa de tragic. E greu. Înseamnă că ești Georgia. Norocos și n-ai vreo intoleranță. Că, de exemplu, eu mă balonez, mie mi-ar fi foarte ușor să renunț, chiar dacă îmi plac. Da. Și ceaiul se poate bea și neîndulcit, să știți. Da? Da. Bravo. Eu beau ceai verde neîndulcit, de nimic. Nu te-ai copilul la model de la școală, lasă-mă. Da, eu sunt ocilara cu clasei. Și cu atât mai mult, uite că a venit Sorina și ne-a mai împărtășit câteva informații, am mai adăugat acolo la dosărel. Te așteptăm să revii și să mai povestim și cu alte ocazii. A fost foarte interesant ce am aflat, mai ales despre aspirină. Cred că nu foarte mult știu această informație. Mulțumesc mult! Mulțumim! În cele ce urmează o să luăm o scurtă pauză de publicitate. Dar suntem aici, da, aici, revenim. Foarte repede, abia am început săptămâna, nu scăpați de noi.